Comisia Europeană s-a pronunțat în favoarea acordării Republicii Moldova statutului de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Recomandarea în acest sens pentru guvernele celor 27 de state membre ale UE a fost aprobată vineri în cadrul unei reuniuni prezidate de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Un avis pozitiv a fost pronunțat și pentru Ucraina. Recomandăm, la fel ca Consiliul, să-i ofere Republicii Moldova perspectiva europeană și statutul de candidat, având înțelegerea că țara va efectua o serie de reforme importante. În trecutul apropiat, Republica Moldova a făcut un pas decisiv spre reforme cu mandate clare din partea cetățenilor săi. Țara este pe un drum european al reformelor și al anticorupției, pentru prima dată de la independență. Desigur, Republica Moldova încă mai are un drum lung de parcurs, fiind necesar dezvoltarea majoră a economiei și administrației publice, dar dacă liderii țării își vor menține parcursul, credem că țara are potențialul să se ridice la nivelul soliciterilor. În cazul Ucrainei, Comisia a recomandat acordarea statutului de candidat în condițiile în care țara va efectua o serie de reforme importante. Ucraina și-a arătat în mod clar angajamentul de a respecta valorile și standardele europene și a pornit înainte de război pe drumul său spre UE. Ucraina a implementat deja aproximativ 70% din regulile, normele și standardele europene. Cu toate acestea rămâne o muncă importantă de făcut în ceea ce privește statul de drept, oligarhii, combaterea corupției și drepturile fundamentale. Procesul se bazează pe merite, deci progresul depinde în întregime de Ucraina. În cazul Georgiei, Ursula von der Leyen a anunțat că țara trebuie acum să se unească din punct de vedere politic pentru a proiecta o cale clară către reforma structurală și UE. Așadar, recomandăm Georgiei să-i acordeați perspectiva europeană, dar să reveniți și să evaluați cum îndeplinește o serie de condiții înainte de a-i acorda statutul de candidat, a spus președintele Comisiei Europene.